Răiasa zăpezii de Hans Christian Andersen. Pereții palatului erau făcuți din zăpada viscolită, ferestrele și ușile din vântul vijelioase. Erau peste 100 de încăperi, toate așa cum le alcătuia zăpada. Cea mai mare era așa de întinsă că puteai să mergi câteva ceasuri prin ea de la un capăt la altul. Toate erau luminate de aurora boreală și erau goale, ghețoase, reci și sclipitoare. Aici nu era niciodată vreo petrecere, nici măcar un bal de urși la care vijelia să cânte și urșii albi să meargă în două picioare și să joace. Nici măcar o sindrofie de domnișoare, vulpi argintii, în palatul Crăiesii Zăpezii era pustiu și frig. Aurora boreală se deslușea atât de bine încât îi puteai număra perdelele de lumină. În mijlocul acestei săli nemărginite și pustii era un lac înghețat care se sfărâmase în mii de bucăți, dar bucățile semănau între ele așa de tare încât era o adevărată minunăție. În mijlocul lacului cedea Crăiasa Zăpezii, când era acasă, și atunci zicea că șade pe oglinda înțelepciunii și că această oglindă e cea mai bună din lume. Carl era vână de frig, ba chiar aproape negru, dar nu simțea că e frig, fiindcă Crăiasa Zăpezii îi luase cu o sărutare simțul frigului și inima lui era ca un bulgăr de gheață. Acum se juca. Lua bucăți de gheață netede ca niște tăblițe și alcătuia cu ele tot felul de figuri, așa cum se joacă la noi copiii cu cuburile. Jocul lui era însă așa zisul joc de gheață al înțelepciunii. În ochii lui, figurile de gheață erau frumoase și de foarte mare însemnătate și asta din pricina ciobului de gheață pe care îl avea în ochi. Așeza bucățile de gheață în așa fel încât să formeze un cuvânt, dar niciodată nu izbutea să formeze cuvântul pe care îl voia și care era veșnicia. Crăiasa Zăpezii îi spusese așa: dacă izbutești să formezi cuvântul acesta, atunci ai să fii stăpân pe tine însuți și eu am să-ți dăruiesc lumea întreagă și o pereche de patine noi. Dar Carl nu putea să formeze cuvântul. Mă duc în țările calde, a spus Crăiasa Zăpezii. Vreau să mă uit în căldările cele negre. Căldările cele negre erau munții, care scuipă flăcări. Am să-i mai înălbesc puțin și asta nu-i rău. Ba chiar e bine pentru lămâi și struguri. Și Crăiasa Zăpezii a plecat în zbor și Carl a rămas singur în sala cea mare de gheață, întinsă cât vedeai cu ochii și pustie. Se uita la bucățile de gheață și se tot gândea și îi trosnea capul de atâta gândire. Și cum stătea neclintit și țeapăn, ai fi crezut că e și el un sloi de gheață. În vremea asta, Greta a ajuns la palat și a intrat pe poartă. Vânturi tăioase au întâmpinat-o. Ea a spus o rugăciune și vânturile îndată au stat pe loc și s-au culcat și ea a intrat în sălile palatului, mari, goale și reci. Și deodată l-a zărit pe Carl. S-a dus repede la el, l-a luat de după gât, l-a strâns în brațe și i-a spus: Carl, bine că te-am găsit! Carl însă ședea nemișcat, țapăn și rece. Greta a început să plângă și lacrimile ei fierbinți au căzut pe peptul lui. Au pătruns până la inimă și au topit bulgărele de gheață și au mistuit ciobul de oglindă. El s-a uitat la dânsa și ea a început să cânte: ce frumoși sunt trandafirii și cad pradă ofilirii, traiul nostru e mai bun când florim și la Crăciun. Când a auzit cântecul, Carl a izbucnit în plâns și lacrimile când au curs au luat cu ele și așchia de oglindă din ochi și atunci el a cunoscut-o și a strigat plin de bucurie:
Greta, Greta, dar unde ai fost atâta vreme? Și eu unde am fost? Și s-a uitat împrejurul lui. Vai, ce frig e aici, ce pustiu! Și s-a lipit de Greta și ea plângea și râdea de bucurie. Era așa de frumos încât până și bucățile de gheață jucau de bucurie. Și după ce s-au săturat de jucat, s-au așezat iar jos și au alcătuit tocmai cuvântul de care spusese crăiasa zăpezii, că dacă are să-l formeze, Carl, el are să ajungă stăpân pe sine însuși, iar ea are să-i dea lumea întreagă și o pereche de patine noi. Greta l-a sărutat pe obraj și obrajii s-au făcut roșii. I-a sărutat pe ochi și ochii i-au strălucit ca și ai ei. I-a sărutat mâinile și picioarele și el s-a îndrăvenit și s-a înviorat. Acum crăiasa zăpezii avea să se întoarcă acasă, avea să găsească dezlegarea lui de vrajă scrisă cu bucăți clipitoare de gheață. Cei doi copii s-au luat de mână și au ieșit din palat. Au început să vorbească de bunica și de trandafirii din streșină. Și pe unde mergeau ei, vânturile nu mai băteau și ieșea soarele. Când au ajuns la copăcelul cu poame roșii, renul era acolo și aștepta. Cu el era și un ren mai tânăr, cu ugerul plin. Și renul acela le-a dat copiilor lapte cald și i-a sărutat pe frunte. Și renii i-au luat apoi în spate pe copii și i-au dus la căsuța finlandezei și aici s-au încălzit bine și pe urmă i-a dus la căsuța Laponei. Lapona în vremea asta le făcuse hăinuțe noi și le dresese sania. Cei doi reni și cu Lapona i-au dus pe copii până la hotarele țării. Acolo unde începea iarba, copiii și-au luat rămas bun de la Lapona și de la ren. Păsările cântau și copacii erau înmuguriți. Și deodată au văzut în fața lor o fetiță călare pe un cal frumos, pe care Greta îl cunoștea. Pusese înhămat la caleașca de aur. Fetița purta o căciuliță roșie și avea pistoale la brâu. Era fetița de tâlhar. Se săturase de stat acasă și plecase acum în lumea largă. Mai întâi către mează noapte, și după aceea avea de gând să ajungă și prin alte părți ale lumii. A cunoscut-o îndată pe Greta și Greta pe ea și amândouă s-au bucurat grozav. Te pricep strașnic să cutreier lumea, i-a spus ea lui Carl, dar oare meriți tu să umble cineva după tine și să te caute tocmai la capătul pământului? Greta a bătut-o ușurel pe obraz și a întrebat-o ce fac prințul și prințesa. Au plecat în străinătate, a răspuns fetița de tâlhar. Dar cioroiul? A întrebat Greta. Cioroiul a murit. Și drăguța lui, cea domestică, acum o văduvă. Și-a legat o ață neagră de picior și plânge după el. Dar ea spune, tu ce ai făcut și cum l-ai găsit? Greta și Carl i-au povestit tot. Fetița de tâlhar a luat pe amândoi de mână și le-a spus că atunci când are să treacă prin orașul lor, are să vie pe la ei. Și după aceea a pornit iar în lumea largă. Și Carl și Greta au plecat și ei mai departe, mână în mână, și pe unde ajungeau era primăvară cu iarbă verde și cu flori. Și deodată au zărit turnurile unui oraș. Era chiar al lor. Au intrat în oraș și au ajuns acasă la bunica și s-au urcat în odăiță, unde toate erau la locul lor, ca altă dată. Ceasornicul spunea tic-tac și arătoarele se mișcau, dar când au intrat pe ușă, au văzut că acum erau mari, oameni în toată firea. Trandafirii din streșină erau înfloriți și lângă trandafiri erau scăunelele pe care stăteau când erau copii. Carl și cu Greta s-au așezat fiecare pe scăunelul lui, ținându-se de mână. Măreția rece și pustie din palatul Cresii Zepezii o uitaseră ca pe un vis apăsător. Bunica ședea la soare și citea.
Dacă nu veți fi cum sunt copiii, nu veți vedea împărăția cerurilor. Carl și Greta s-au uitat unul la altul și deodată au înțeles cântecul cel vechi. Ce frumoși sunt trandafirii și cad pradă ofilirii. Traiul nostru e mai bun când florim și la Crăciun. Erau acum amândoi oameni în toată firea și totuși copii, copii în inimile lor. Și acum venise vara, vara caldă și binefăcătoare.